Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul profesor Leon Dănăilă, medic specialist, neurochirurg, membru al Academiei Române, mai nou, domnule profesor, și candidat din partea Partidului Național Liberal, locul 1 la Senat pentru București. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit. Domnule profesor, așa cum am și discutat, cred că o bună parte din interviul nostru de astăzi o să o axăm pe latura umană, pe latura profesională. Sigur, politica ne guvernează viața, așa că, sigur, câteva întrebări va trebui să fie și din zona aceasta, însă aș vrea să aflu de la dumneavoastră mult mai multe despre carieră, despre omul din spatele viitorului politician. Aproape sigur veți fi un parlamentar al României. Prima întrebare, domnule profesor, ca să ținem așa un echilibru între politică și carieră, ați avut și aveți o carieră de succes. Credeți că veți fi și un politician de succes? Eu am spus că dacă nu ești un profesionist foarte bun, nu poți fi niciun politician foarte bun. Eu mă gândesc numai la Ministerul Sănătății, câți miniștri au fost schimbați, nici un an de zile n-au stat în această funcție de conducere. Păi, legile care se dau și care... E o degringoladă completă. Legi peste legi, ordonanță peste ordonanță. Când vine un ministru, el nu mai știe ce a făcut ăla dinainte și tot se ocupă de niște lucruri. Ea, în sănătate, nu a mers. Și asta nu de acum, să știți, de ani, de jumătate de secol, că eu am experiență foarte mare în domeniul acesta sanitar și e o poveste foarte veche. Astfel încât problema sănătății și a politicii se leagă implicit una cu alta. Dacă un om foarte bun profesional nu se implică și în politică, nu poți să aduci beneficii și în domeniul sănătății. Mulți oameni mă opresc pe stradă. Dumneata, domnule, care ești așa bun neurochirurg, dumneata, de ce te-ai înscris în politică? În politică sunt oameni necinstiți, oameni, în sfârșit, mai care spun mai puține adevăruri, ca să nu zic altfel, și de ce te implici? Dom'le, trebuie să te implici, fiindcă eu pentru voi fac ceva. Poate pot să aduc, să dotez spitalul, să dotez, să transform legile astea care există și neregulile în domeniul acesta sanitar. Fiindcă sănătatea este un fapt prioritar în România și în toată lumea. Ce e mai scump decât sănătatea? Dacă ai un popor cu oameni bolnavi, nu poți să mergi înainte din niciun punct de vedere. Oamenii trebuie să fie sănătoși ca să te poți baza pe ei, să muncească bine, că bugetul și toate veniturile vin tot de la oameni. Și acest buget, dacă oamenii nu muncesc, oamenii sunt bolnavi, atunci și țara este săracă. Cu o țară săracă nu poți avea Domnule profesor, nici sănătate m-ați bună. provocat cu răspunsul la această întrebare și atunci continui. Dacă în logica expusă de dumneavoastră vi se va oferi un post de ministru al sănătății, v-ați implica și în povestea aceasta? După experiența care am avut-o până acum și după ministrii care au fost și care s-au schimbat la mai puțin chiar de un an de zile, eu cunosc foarte bine din toate timpurile Deci n-ați zice nu. acest demers al... Eu sunt un om cel mai sărac din lume, medic, la ora actuală. Am vândut și apartamentul ca să pot face cercetare, ca să pot publica cărți, ca să pot fi cunoscut și peste hotare, pentru că nu e suficient să operezi, să stai acolo să operezi și pe urmă pleci, nu te mai interesează nimic. Să ai activitate didactică, să ai activitate științifică și am publicat și în străinătate, mi s-au solicitat articole și capitole la diferite cărți în Statele Unite, au și apărut deja. Am vrut să arăt că în România nu există numai oameni cum se arată la televizor, oameni corupți, oameni incapabili, oameni pseudopersonalități sau non-valori. Există și oameni care muncesc, oameni care își dau seama de deficiențele care există și vrea să le depășească, să facă țara asta să o facă cunoscută, să o ridice puțin, să mergem înainte. Și se poate face. Cu oameni cinstiți se poate merge înainte. Cu oameni cinstiți se pot construi spitale noi. Cu oameni cinstiți se pot face autostrăzi. Cu oameni cinstiți poți să ai și venituri mai mari.
Deci cinstea contează foarte mult și bunăvoința unui om. Dacă nimeni nu se implică, toți stau deoparte și se limitează numai la câștiga un salariu care este acolo de medic, vine când vrea la servici, pleacă când vrea, atunci nu o să realizăm nimic în plus. Bun pentru oameni. Deci n-ați spune nu unei alte provocări. Sunt foarte curios să aflu care este numele persoanei care v-a convins să faceți acest pas către lumea politică. Bun, am înțeles că poate și din interiorul dumneavoastră exista această idee, dar a venit o persoană de la liberali să vă convingă. Cine este acea persoană? Doamna Alina Gorghiu. Gorghiu și domnul Bușoi. Aceste două persoane, doamna Alina Gorghiu. Au avut o discuție cu dumneavoastră. Este o femeie foarte inteligentă, o conducătoare foarte bună, este avocat și se pricepe și la organizare, este cu totul extraordinară. Domnul Bușoi, fiind și medic, în domeniul acesta, eu îl ador foarte mult, fiindcă noi suntem în concordanță cu ceea ce facem, cum îmbinăm starea politică cu cea profesională. Oamenii asta interesează sănătatea, ce le poți face, să le, nu numai să promiți, dar să faci ceva în mod concret. Și eu fac concret. Am reușit să dau consultații gratuite. Dau consultații gratuite, deși colegii mei uneori mi-au rupt afișul de pe ușă, fiindcă nu le știți. Și am pus altul în sfârșit. Toți mă întreabă după ce dau consultații cât mă costă. L-am pus pe ușa din interior. Și zic, uite, scrie pe ușă prețul. Da. Fiindcă oamenii sunt torturați de acest cost. Toți vor să aibă niște venituri foarte mari, dar cu eforturi mai puține și poate să se implice mai puțin în nevoile și în sănătatea oamenilor mai puțin avuți. Fiindcă oamenii avuți, trebuie să vă spun, se mai duc în străinătate, oameni care miliardari și există, milionari de la noi în țară există, fiindcă o țară fără oameni bogați nu pledez pentru așa ceva. Trebuie să fii și oameni bogați. Există și oameni bogați cinstiți, să știți. Nu toți sunt corupți. Dar ei se duc în străinătate, stratează acolo. Și oamenii ăștia lați care sunt sărați și care sunt majoritatea, să știți, mass media. Și eu tratez la fel pe omul bogat și pe omul sărac, pe omul bun și pe cel rău, pe prieteni și pe dușmani. Știți? La fel. Nu există nicio diferență pentru mine. Nu există nicio diferență din ce partid face parte. Eu sunt medicul al întregii țări, nu al unui partid. Îl întreb dacă vine cineva la consultație, domnule, din ce partid face? Din PSD sau din PNL sau din alt partid? El este cetățean al României și eu îl tratez ca atare. Am operat boschetare, am operat cei mai mulți din mass media, am operat miniștri, prim-ministri, am operat criminali aduși de la Jinava, aduși cu aceeași sinceritate, cu aceeași dăruire. I-am operat pe toți. Pentru mine există bolnav, nu există apartenență la o clasă politică sau apartenență la o anumită clasă socială. Pentru mine toți sunt bolnavi și eu îi tratez pe toți la fel. Domnul profesor, înainte să părăsim de tot zona asta politicului, v-aș mai pune o întrebare. Noastră v-ați remarcat printr-o atitudine de multe ori critică în cariera noastră. Ați spus lucrurilor pe nume și ați spus și lucruri care poate au deranjat. Cum faceți o scurtă caracterizare a celorlalte nume de pe lista de senat a PNL-ului, mai exact a colegilor dumneavoastră? Ce părere aveți despre ceilalți candidați? Nu pot. Așa, obiectiv. Nu pot să spun. Nu pot să spun, fiindcă nici nu-i cunosc. Eu de-abia am intrat cu ei, acum de câteva 2-3 săptămâni. Drept să spun, i-am văzut o dată, de două ori, ce pot să spun eu despre persoanele respective. Cred că sunt oameni, unii sunt oameni tineri, oameni capabili. Pe unii am mai ascultat că am fost împreună cu ei la interviu și au fost, nu medici, din alte specialități și mi-am dat seama că sunt oameni foarte capabili, oameni buni, politicieni care, ca și mine, se implică în afară de profesie și în politică, dar alte date nu pot să vă relatez despre persoanele respective. Am înțeles. Ziceați un pic mai devreme despre bogații care ar pleca să se trateze în afară. Este o realitate. Din păcate, foarte mulți oameni, între cei care își permit, merg să se trateze în altă țară,
din cauza condițiilor din România. Sănătatea se crește și se face cu bani, foarte mulți bani. Cum credeți că ar putea Partidul Național Liberal sau un viitor guvern care poate faceți parte și dumneavoastră sau îl susțineți ca și parlamentar să crească această infuzie de fonduri în sănătate pentru a nu mai avea această sănătate bolnavă în România și pentru a reuși ca măcar o parte din bogații de care dumneavoastră vorbeați să încerce și în România să meargă la spitale unde avem profesori, unde avem doctori foarte, foarte buni. E bine, și la spital la mine. Spitalul este plin uneori și vin bolnavi foarte mulți. E adevărat că ăștia care au bani foarte mulți se duc în străinătate, dar sunt puțini totuși. Dar vă întreb, credeți că pleacă în străinătate pentru condiții mai bune sau pentru medici mai buni? Să știți că eu am fost în străinătate în toate țările. Am avut o bursă, acolo am învățat adevărata neurochirurgie în Statele Unite. Am avut o bursă, fiindcă la noi mortalitatea era foarte mare. Eu când am venit la neurochirurgie, mortalitatea era de 50%. Și citeam prin reviste, veneau rare reviste la bibliotecă, că mortalitatea la ei este 4%, în jur de 4%. Atunci, noi eram nici membru de partid la vremea aia, și dacă nu erai membru de partid, nu puteai să pleci în străinătate, nu stătea voie nimeni, dar am făcut tot ce am putut eu, și așa am reușit, că dacă un om vrea să facă ceva, poate să facă orice, că totul e făcut de oameni. Și am avut această voință să ajut oamenii să văd cum au scăzut ei mortalitatea. Așa am capătat o bursă în Statele Unite, m-am dus acolo, m-au pus la New York, la un centru de cercetare, mi-a arătat cum face psit o pisică, ridică coada, o labă, și eu i-am spus, domnule profesor, eu n-am venit aici să învăț chirurgie experimentală, eu am venit aici să învăț neurochirurgie. Oamenii, când mă întorc în țară, nu au bani să fac chirurgie experimentală sau cercetare științifică. La noi bani nu există pentru așa ceva. Oamenii așteaptă de la mine să-i vindec și să-i alin suferința și durerea lor. Vreau să fac. S-a supărat pe mine foarte mult, dar bine, fă o lună de zile la neurochirurgie. M-am dus o lună de zile la neurochirurgie, până l-a rugat profesorul, era foarte bun, și profesor, mai lăsați-mă o lună, mai lăsați-mă, până la urmă l-a rugat, lăsați-mă tot timpul. Și a stat tot timpul la neurochirurgie, pe când alți colegi s-au mulțumit la cercetare, la cercetare s-a dus, dar mă mir și eu acum ce curaj am avut eu venind pentru prima dată, știți, plecat... Să spuneți unui profesor, o eminență. Un profesor de acolo, că eu nu vreau să fac ce face el. Așa că trebuie să ai și curaj. Trebuie, de fapt, eu toată viața am făcut ce am vrut și ce mi-a plăcut. Și hotărârile le-am luat de unul singur. Eu provin dintr-o familie de oameni foarte modești, știți. Tata nu știa carte, mama avea 4 clase și când am reușit la facultate, a zis, doamne, rămâi la noi și ne ajut la munca câmpului. Uite, au plâns, dar nu de bucurie că am reușit, au plâns că eu plec și îi părăsesc și nu are cine ea să-i ajute la munca câmpului. Și a spus, îți dăm 150 de lei, numai nu te duc la facultate. Eu am luat hotărâri de unul singur, m-am dus la facultate, am făcut facultate, am făcut 3 ani la țară, pe urmă am făcut facultatea la Iași, dar m-am zis, domnule, eu trebuie să mă duc într-un centru mai mare, să mă duc la București, acolo să învârți toate lucrurile, dacă vrei să ajungi mare. Am avut această tendință, totuși, să învăț lucruri foarte importante în domeniul acesta al sănătății. Și am dat concurs, am reușit la București și de atunci merg crescând, m-am rugat la profesor și în sfârșit care nu mi-a admis, domnule, eu vreau și în facultate, vreau să intru ca asistent, vreau să intru, să ajung și eu în academie, în sfârșit. Și am reușit până la urmă, dar cu forțele mele, fără voința conducerii de la vremea respectivă. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci credeți că oamenii pleacă în afară din cauza condițiilor proaste sau din cauza medicilor? Adică noi avem profesori ca dumneavoastră care pot asigura și aici asistență medicală la standarde internaționale? Eu cunosc foarte bine ce se petrece în străinătate. Sunt medici foarte buni, mediocri și medici
inferiori. Asta cred că e și la noi, nu? Este și la noi. Cum sunt noi, așa sunt și străinătate. Să știți că vin bolnavi la mine operați în Anglia, în Italia, în Franța, îi reoperez, fiindcă acolo, știți, nu-mi place cum i-au tratat. Probabil că din cauza că unii nu au bani suficienți sau din alte motive, așa încât dacă ai bani foarte mulți, poți să ajungi. Eu țin minte când eram în Statele Unite, a venit un bolnav din Israel și i-a plătit profesorul o sumă foarte mare de bani. Și profesorul a spus, domnule, de ce va vine la mine și îmi plătește suma asta mare de bani? El are o tumoră malignă și asta tot se va... Dar dacă îmi plătește, eu îl operez. L-a operat, a luat bani și ăla a mai trăit câteva luni și în sfârșit. Da, oamenii au fost mulțumiți că a zis, da, domnule, l-a operat un profesor din Statele Unite, nu unul... Că dacă murea la mine sau la altul, zicea, a, uite, dacă mă duceam acolo, poate aveam speranță. Sunt false impresii, să știți. Dar medici buni există la noi în țară și foarte buni. Există și mediocri, adevărat, nu spun, ca în toate țările. Eu am fost și la Moscova, am fost și în toată lumea asta, și în Japonia, am fost în toată lumea asta, am fost și în Germania, și în Franța, și în Belgia, și în Anglia, și am făcut specializări, bursă, am avut o mulțime, acum la minister era cineva, intrasem. Eu eram regele neurochirurgiei pe vremea când eram eu așa foarte puternic și mă duceam, totul era sub dependența mea. Și când venea vreo bursă, la minister, gata, mă duceam și mă duceam în toate țările. Și mă duceam în sala de operații, eu acolo mă intră. Chirurgia nu se învață din cărți, chirurgia se învață văzând. Din cărți nu se poate învăța. De-aia eu am primit o carte de vizită, o am la mine, dar nu vă spun, în care spune, domnule doctor, vă felicit pentru succesele dumneavoastră și ar putea și ceilalți medici să învețe de la dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți călăul morții. Domnule profesor, deci dacă am convins, dacă împreună tragem concluzia că problema în România este legată de mediul spitalicesc, probabil că de asta fug foarte mulți, că ai niște condiții mizere. Există o polemică destul de riscantă, a mai fost aruncată în spațiu public și ar vrea să o comentăm împreună. Nu se pot face peste noapte spitalele din România, nici măcar din București, să se învârtă după soare sau să se compare cu cele din străinătate, că trebuiesc bani. Sigur, etapizat, gradual, se poate întâmpla acest lucru. Dar în primă fază, dacă o parte din spitale ar face, nu neapărat o secție, dar un cadru, un loc modernizat, pe care să-l poată accesa oameni cu bani, contra cost, și spitalul evident să câștige din urma acestor locuri, credeți că ar fi interpretată ca o discriminare chestiunea aceasta? Doamne, este o concepție, mă rog să mă scuzați, există o concepție greșită la oameni. Există spitale particulare, dar omul zice, dacă ăla îmi cere 40.000 de lei de operație, eu mă duc la ăla, că trebuie să fie grozav. Și vin la mine cu catastrofe, luat numai puțin din tumoră, vin și reoperez și domnul doctor, cât mă costă? Nu se costă nimic. Da, am dat acolo 40.000 de lei, m-am dat o sumă mare și noastră, nu las nimic, nu vă iau nimic. Vă duceți, dacă aveți bani de cheltuit, vă duceți unde vreți dumneavoastră. Tocmai, eu unul ca și pacient, dacă aș avea bani, aș veni la dumneavoastră sau la un coleg de-al dumneavoastră, specialist pe altceva, să mă operați într-un spital de stat. Dar aș prefera, dacă aș putea, să plătesc mai mult pentru o zonă, pentru un spațiu care să arate mult mai bine și în care să existe mult mai mic riscul de a lua o infecție nozocomială, de a fi contaminat cu alte lucruri. Sunt povești, vă spun, depinde de om, de chirurg. Și eu cunosc, în specialitatea mea cel puțin, în spitalele astea particulare, să fac microchirurgie sau mică chirurgie. Iar acum este conceptul ăsta de neurochirurgie minim-invazivă. Aia se limitează
ia o biopsie, îl trimite la radioterapie, cu asta s-a plâmbă, bolnavă vin, domnule doctor, uitați-vă, tumora a rămas pe loc, ce fac? Nu, păi trebuie operat, domnule, ce ai, să faci biopsie, să scoți așa un fragment de 2 mm, să-i dai la analiză și îl trimiți la radioterapie. Nu realizezi nimic. Vin, îi operez și... Da. Și oamenii, eu v-am spus, revin, că e o concepție greșită, că dacă dai bani, te faci bine. Nu este adevărat, să știți. Este o concepție greșită a oamenilor și unii cheltuiesc bani foarte mulți și când te duci la piață, cumperi un kilogram de mere, tu ești și colo, și colo, și colo. Eu le-am spus la oameni, domnule, când te duci la un doctor, întreabă, interesează-te, că acum există multe posibilități și internet și tot, interesează-te, ce... specializări are făcute, ce potență are, ce poate să facă doctorul respectiv. Și te duci la un doctor care, în sfârșit, care este foarte bun. Nu te duci la primul venit sau cum a venit unul, operat săptămâna trecută, m-am dus fiindcă, știi, e rudă cu mine și zic, doamne, dacă e rudă cu Dumnezeu, trebuie să te duci la el, trebuie să te interesezi și în altă parte. Te-a operat foarte... Nu pot să-i critic pe medici, pe colegii mei, dar era operat greșit și incorrect, să știți. Dar era rude cu medicul respectiv. Sunt multe avantaje și dezavantaje din ăsta care, pe care bolnavii nu le au în vedere. Și... Mi-ați vorbit un pic mai devreme de perioada comunistă. Cum era în spital pe vremea comuniștilor, domnul profesor? Tot așa. Tot așa de bine sau tot așa de rău? Știți, când era pe vremea comuniștilor, eu am fost acolo, aveam ordin. 2 lei pe zi de spital de bolnav să cheltuiești. Dacă depășeai această sumă, te sancționa. Eu dădeam antibiotic, dacă făceai infecție, nu știu, totdeauna depășeam aceasta. M-au criticat la toate ședințele de partid, m-au amenințat, m-au nu știu ce. Dar eu i-am făcut pe bolnavi bine, mie nu mi-am făcut nimic, iar bolnavii s-au simțit bine. N-am ținut cont de legile pe care le-au dat ei. 2 lei pe zi să cheltuiești. Și că da, dar știți, era demagogia asta. Dacă e nevoie pentru un bolnav, 1 milion pe zi, dai 1 milion. Dar cine îndrăznea să facă așa ceva? Asta sunt numai povești. Dar 2 lei, așa era obligația. Vă veni vreodată VIP-uri de la partid cu dedicație să le operați, să aveți grijă, să vezi cum îl tratezi pe tovarășul sau cum ai grijă de tovarășa? Am niște cărți de vizită la mine, dar parcă unii mi-au zis că nu e bine să le arăt de la cine le am și... Am înțeles, dar cum veneau, când veneau, cum veneau era? Trebuiau tratați... Domnule, tot Comitetul Central sau ca să, așa, începând de la Ceaușescu, când l-am operat și pe... primul ministru al Coreei și în sfârșit și-a ieșit bine. Oamenii au fost foarte amabili. Kim Il-sung a cerut sfatul Ceaușescu, domnule, aveți, uite, primul ministru s-a îmbolnăvit și are o tumoră cerebrală. M-am dus eu cu profesorul Arsenie și în sfârșit l-am operat, a ieșit foarte bine, ne-a invitat la ambasadă, ne-a dat o masă. L-ați operat acolo sau a venit aici? Am documentul la mine. L-ați operat acolo la el sau a venit aici? Aici, la el. A venit la Elias, a fost. Da. Am înțeles. Bun, deci era o perioadă... Tot documentele le țin la mine, dar m-au sfătuit unii, domnule, nu ne arăta, lasă că... După 50 de ani, domnul profesor, că... Și în sfârșit, fiindcă să vă mai spun un lucru. Eu când am venit în Statele Unite, se duceau bolnavi la profesorul care era al meu și îi spunea, domnule, luați-o și pe Danail în operație, știți că e venit acolo din lașe. A spus odată, de 2 ori, de 10 ori, pe urmă, în sfârșit, la un moment dat a zis, las că scap eu de ăsta, nu-i convenea. Și că mulți mă întreabă, domnule, de ce n-ai rămas în clădirea aia de 10 etaje care e făcută special pentru neurochirurgie și un meritat profesor, Arsenie, el a luptat să o facă. Pe urmă s-a desfințat, a făcut spital de urgență ca să câștige mai mult bani ăla care era director. Da. Singurul motiv. Că sunt 2 spitale de urgență în același sector. Spitalul Sfântul Ion și asta. E logic, complet, da.
Și cum de dumneata ești în pavilion? Eu sunt într-un pavilion aparte. Că Arsenie spunea la suror, știți, lasă că peste o săptămână îl mut, eu scap de el și o să operez el acolo când o să zboare bivolii deasupra clădirii. Dar eu am auzit, eu eram și eu mai tânăr, surorile alea veneau și îmi spunea, uite, ce a spus profesorul? El era mai în vârstă, în sfârșit, dar tinerețea totuși își spune cuvântul, așa. Și îmi spunea, vezi, gata, luni te mut acolo. Dar mie nu mi-a spus. Și luni, gata, a venit la mine și a spus, pleci în pavilion, un pavilion dezafectat, cu furnici, cu gândați, cu fără masă de operații, fără instrumente, fără nimic. Și m-am dus acolo, alături era ITM-ul, fabrica de instrumente medicale. Yeah. M-am dus acolo, am făcut rost de masă de operații, instrumente medicale. Și a doua zi, când, după ce m-am mutat, m-am început să operez. Eu am spus pe mine și în closet, dacă mă pune să operez, eu tot bine operez. Trebuie să ai și talent, trebuie să ai niște... Știți, eu am scris un chestionar pentru aia care vor să facă chirurgii. Am spus că dacă pentru conducători auto se dai un chestionar din ăsta psihologic, pentru unul care depinde viața unui om, de ce să nu-i chestionez psihologic, nu? Da, e o idee corectă. Nu, așa e logic. E o rațiune. Am și scris, l-am și scris, l-am trimis la publicații, era șeful revistei de chirurgie, un chirurg, care mi l-a trimis înapoi, a zis că nu poate fi publicat așa ceva. Pe urmă, peste câteva... peste o săptămână a apărut un articol într-un ziar și cu doctorul cutare, ăsta care mi-a respins articolul, a făcut o operație extraordinară, bolnavul se simte foarte bine, l-a operat de apendicită. Atunci m-am lămurit. Am înțeles. Păi, profesor, e adevărat că mergeți cu metrou? Sunteți un client al metroului? Numai pe jos metroul. Și cu metrou, da. E mai greu când plouă, când ninge, dar... Pe sus cu RATB-ul? Mi-au circulați? Făcut și poze în metrou, mi-au publicat-o peste tot, toți m-au oprit pe stradă, uite, domnule, poze. Și cu RATB-ul circulați sau numai cu metrou? Pe sus mergeți cu troleibuzul, cu tramvaiul? Troleibuzul pe jos, cu metrou, pe urmă, iar pe jos, combinat, da. Deci e un mix sănătos până la urmă, nu? Și pentru știu, sănătate. Știu, sănătos, eu mă simt foarte bine. Eu am un program, dimineața mă scol la două jumate, mă spăl... Unii se culcă la ora aia, dimineața, știți? Dimineața ai capul foarte limpid, deci citesc foarte bine și eu mă duc foarte devreme la spital. Și nu stau, cum spunea doamna, că cafele și mă așteaptă bolnave la ușă, nici vorbă de așa ceva. Iau imediat bolnave la consultații, fac vizita, operații, pansamente, activități de secție. Un chirurg nu trebuie să aibă statut de funcționar public. Eu operez, nu pot să las o operație dacă o încep, care durează 7-8 ore, nu? O încep dimineață pe la ora 10 și o termin pe la 6-7 seara. Eu pot să am, cum se spune, statut, până nu s-o schimba legile astea, că legile astea s-au putut de oameni așa mai decatifia, cum zic eu, să nu zic altfel. Care nu iau în considerație esențialul. Nu poate un chirurg, în special chirurgi, un internist sau din ăsta la altă ar putea, dar un chirurg nu poate să-l lasă operația, gata, s-a făcut o oră, eu plec. Nu se poate, este imposibil. Da? Trebuie să muncești, da, sau te cheamă noaptea. Nu se plătește ore și aveți o dietă specială, aveți o dietă specială, ce mâncați, ce vă place să mâncați? Bănuiesc că mai și mâncați între muncă și... Cu mâncarea foarte greu. De când, dacă 11 ani a decedat soția, foarte greu. Dumnezeu să iert. Eu împărțiu găsesc prin oraș, trebuie să spun, da. Nu țin cont. Dar nu sunteți totuși un client al fast food-urilor, nu arătați așa? Nu, de nici vorbă. Mâncați sănătos. Deci, da, da, da. Am o cantină vis-a-vis, iau fasole bătute, 7 lei o cutie din aia, iau viafnii de cartofi, iau praz cu măsline, iau, are niște mâncare. Eu, moldovean, acolo, care gătește foarte bine și îmi procur de acolo, pâine obișnuită, nu beau cafea, foarte rar când beau câte o gură de cafea așa, nu sunt nici...
așa chei de biserică, să zic, domnule, gata, nu, sau un pahar de vin, uneori, mai rar, că nu am, da, e și sănătos, să știți. Se spune că un gram de kilogram de corp, dacă bei, este sănătate. Dacă bei mai puțin, îți prelungește și viața. Da, corect. Da, este, da. Vinul roșu în special este recomandat la aia care n-au tensiune. Și, dar eu nu pot să recomand la bolnav să bea vin, știți, să se ia așa, fiindcă spune, a, mi-a spus doctorul că dacă eu îi spun să bea un pahar sau un gram de kilogram corp, nu 60 de grame, dacă are 60 de kilograme sau 70, el bea și că așa mi-a zis doctorul să bea vin. Nu, nu putem recomanda așa ceva băuturi. Domnule profesor, ultima întrebare a interviului nostru de astăzi. Spuneți-mi o lege sau un proiect de lege de care ați vrea să vă legați numele și pe care îl promiteți, în principal bucureștenilor, dar în secundar sigur și românilor, pentru că veți fi un parlamentar, chiar dacă ales în București, al tuturor românilor, de care, repet, vreți să vă legați numele și pe care îl promiteți că veți încerca să-l duceți la capăt și să-l implementați. Știți ce greu este? Este greu din mai multe puncte de vedere. Este greu prin faptul că la noi, în țară, a fost o perioadă când s-au desființat spitale. Că s-a luat mot-a-mo ceea ce există în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană sunt 394 de spitale la 100 de mii de locuitori. În România sunt 4500 la 100 de mii de locuitori. Știți, sau unii ar zice, și așa s-au luat, dar noi nu putem extrapola mot-a-mo că țările din apus sunt mult mai bogate. Medicul de familie este dotat și poate să facă tratamente la domiciliu și este dotat cu aparatură. Dar noi, medicul de familie, e un funcționar mai mult. După o rețetă, când mă roagă un oameni, doamne, să mă duc acolo, să stau la coadă, mă trece pe calculator, până mă trece, până îmi ia buletinul, până nu știu, eu pierd o mulțime de timp, mă duc la farmacie, alt pierdere de timp. Dăm dumneata o rețetă. Eu le dau repede și nu. Birocrația este prea mare. Aș mai desființa din birocrația aceasta și spune să construiască noi spitale decât să le repar pe astea vechi. Mai bine, mai puțin costă să construiești un spital nou decât să repari un spital vechi. Pe urmă, spitalele vechi sunt construite, n-au fost un arhitect la Ministerul Sănătății pentru spitale. A fost toate spitalele astea mari care sunt, au fost construite ca hoteluri. Și au sala de operații jos la parter, unde trec toți, lângă amfiteatru, au niște disfuncționalități foarte nepuse la punct. Eu aș construi noi spitale, cum s-au promis, cel puțin 8 spitale, e puțin, dar pentru început trebuie construite spitale noi, pentru că sunt locuri foarte departate. Sunt ca să ajungă la un spital trebuie 100 de kilometri, unde nu ai nici cale ferată, vine până dai telefon la salvare, până vine salvarea, până îl îmbarcă, până se duci pe drumuri desfundate din asta de țară, până ajunge la spital, mare bolnavul. Da. Și ar trebui și acolo, PNL-ul a făcut o propunere foarte bună. Ca să atragă medici la țară, a spus să le construiască dispensare și case de locuit. Numai așa poți să-i interesezi pe medici ca să vină la țară și să dea asistență medicală în zonele acestea în care au fost unele spitale, dar s-au desființat, dar în zone care se află la mare distanță de către spitalele de stat. Deci, nu așa aș face. Domnule profesor, vă urez succes. Sper să vă puteți duce acest demers și multe altele la capăt alături de colegii liberali. Și vă aștept cu drag și după 11 decembrie, în calitate de parlamentar, să ne explicați cum este noul job. Da, vă mulțumesc foarte mult!